Partidul Național Liberal, filiala Câmpina, a organizat în cursul zilei de ieri o conferință de presă prin care s-a prezentat atât situația la nivel național, cât și cea la nivel local. Au fost prezenți deputatul Virgil Guran, consilierii locali Daniel Ioniță, Florin Frățilă și Enache Dragomir, precum și vicepreședintele PNL, Eugen Popa. Aici, pe zonă, avem acest subiect important, autostrada. Din păcate, trebuie să vă anunț că efectiv lucrările nu o să înceapă în acest an. De-abia probabil prin 1 august să termină cu selecția de oferte, de-abia după aceea o să înceapă organizarea de șantier. Este clară situația că eventual prin 1 februarie anul viitor încep lucrările de amenajare. Deputatul Virgil Guran are și o veste bună pentru localnici în ceea ce privește locurile de muncă. Cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mircea Cosma, sperăm ca la Poiana Câmpina să se realizeze baza pentru mentenanță, pentru reparații, pentru tot ce înseamnă utilaje pentru autostradă. Asta va însemna locuri de muncă pentru Provițe, Poiana Câmpina, Câmpina, Bănești, Breaza, bineînțeles, Cornul. Un alt proiect al liberalilor câmpineni vizează amenajarea unor sensuri giratorii. Dorim să realizăm niște sensuri giratorii pentru fluidizarea traficului. Din discuțiile pe care le-am avut și în campanie și ulterior cu cei de la poliție, ar fi, zic eu, oportun să avem trei sensuri giratorii, unul la Casa Cărții, unul la strada Sondei cu Schevlor, intersecția Sondei cu Schevlor și unul la strada Orizontului. În perioada următoare, liberalii câmpineni vor încerca să inițieze și alte proiecte benefice pentru cetățeni.